O femeie a ieșit din aeroport, a luat un taxi și a dat adresa șoferului. Imediat ce au pornit la drum, femeia a început să vorbească. Sporovăiala ei a enervat șoferul. Acesta s-a întors către ea și i-a spus: "Nu aud ce spuneți, sunt aproape surd." Femeia a fost șocată și nu a mai deschis gura tot restul drumului. Doar după ce a coborât din taxi și-a dat seama că bărbatul a mințit-o. Cum și-a dat seama femeia? Dacă șoferul era într-adevăr aproape surd, atunci nu ar fi putut auzi adresa la care aceasta voia să meargă. Detectivul James a fost chemat la colegiul Long Hill, unde tot mai multor studenți le erau furate lucrurile. Detectivul lui s-a cerut să investigheze aceste cazuri. În decurs de o săptămână, bărbatul a găsit 3 suspecți. "Ce făceați când a avut loc ultimul furt?" i-a întrebat. Thomas a răspuns: "În acea zi eram plecat. A trebuit să-mi duc sora mai mică la repetiții." Amanda a răspuns: "Am petrecut acea zi la bibliotecă pregătindu-mă pentru prezentare." Iar Ryan a spus: "În vara asta merg cu părinții mei în Danemarca. De aceea mi-am petrecut timpul liber învățând olandeza." Detectivul James și-a dat imediat seama cine a mințit. Tu îți poți da seama? A fost Ryan. În Danemarca se vorbește daneza. Olandeza este limba vorbită în țările de jos. Jason lucrează în aceeași companie cu Amy, o fată isteață și drăguță. Acesta a plăcut-o pe Amy de când s-au cunoscut. Pentru a-i atrage atenția, Jason se hotărăște să participe la jocul Provocarea Creierului, organizat de compania lor. Prima sarcină este să rezolve un puzzle cu litere. Jason primește o bucată de hârtie. Asta vede acolo. Nu durează mult până când el își dă seama de răspuns. Care este acesta? Răspunsul e promisiuni distruse. Jason e printre puținii care au răspuns corect. El trece la nivelul următor. El intră într-o cameră plină cu obiecte obișnuite. Acolo trebuie să găsească un obiect care ar fi răspunsul la următoarea întrebare. Ce se ridică atunci când ploaia coboară? Uită-te în jur și ajută-l pe Jason să găsească obiectul necesar. Bărbatul a ales o umbrelă roșu cu alb, iar acela era răspunsul corect. Următoarea lui provocare este să iasă din subsol. Acolo nu sunt ferestre. Jason vede doar o ușă cu lacăt cu cifru. Singurul lucru care ar putea să-i dea un indiciu este un bilețel pe care îl găsește într-un colț îndepărtat. O plus 3, B minus 1, Q minus 1, F plus 3, G minus 3. Care este codul? Jason a avut nevoie de mai mult timp pentru a rezolva această ghicitoare, dar a reușit să iasă din subsol. Codul era rapid. Indiciul pentru această ghicitoare era ascuns în alfabet. O plus 3 litere înseamnă R. B minus o literă este A și așa mai departe. Jason e surprins să afle că el este unul dintre cei 2 concurenți care au ajuns în finală. Acum trebuie să facă tot posibilul pentru a câștiga. Bărbatul se apropie de o masă care are 3 căni cu băuturi pe ea. Dar doar una dintre ele este sigură pentru consum, celelalte 2 sunt otrăvite. Și chiar dacă o greșeală nu o să-l coste viața pe Jason, totuși consecințele vor fi neplăcute. Băuturile sunt ceai cu zahăr, cappuccino și ciocolată caldă. Pe care ar trebui să o aleagă Jason? Dacă ceaiul chiar conținea zahăr, acesta s-ar fi dizolvat complet. Dar asta nu s-a întâmplat. Cappuccino-ul arată suspicios de verde. Probabil nu este sic pentru consum. Jason a ales ciocolata caldă și a câștigat provocarea. Acum Amy cu siguranță o să-l observe. 3 persoane se ascund în toaletele din baie. Încearcă să-ți dai seama care este femeia însărcinată. Este cea care are Adidas și dezlegați. Adesea este dificil pentru femeile însărcinate să se aplece pentru a-și lega încălțămintea. 2 persoane au fost născute în același moment, dar acestea nu-și sărbătoresc ziua de naștere în aceeași zi. Cum este posibil? S-au născut în diferite fusuri orare. Într-una dintre zone era deja ziua următoare. Detectivul Brown lua cina în bucătăria sa. Deodată a auzit țipete din casa vecinului său.
alergat într-acolo. Ușa era deschisă. Când a intrat, a văzut un paramedic aplecat peste un bărbat întins pe jos. Când doctorul a văzut detectivul, acesta i-a spus: a căzut pe scări. Din fericire, este doar inconștient. Trebuie să-l duc la spital. Detectivul Brown nu a stat pe gânduri. A chemat ambulanța și a arestat paramedicul pe loc. De ce? Când detectivul a alergat către casa vecinului, nu a văzut nicio mașină afară. Atunci, cum a ajuns paramedicul acolo și cum a știut că este nevoie de ajutorul său? Nu îi ai când te naști, dar apar mai târziu. În câțiva ani îi pierzi din nou și apoi apar din nou, dar într-o formă diferită. Mulți ani mai târziu e posibil să-i pierzi din nou. Despre ce e vorba? Ei sunt dinții tăi. Un infractor a apărut într-un oraș mic, iar două tinere femei au dispărut. Chiar în acest moment, o a treia fată este răpită. Când își vine în fire, își dă seama că este într-o fântână împreună cu celelalte două fete. Fântâna nu este foarte adâncă, așa că decid împreună să încerce să iasă de acolo. Cea mai scundă și slabă dintre ele se urcă pe celelalte două, dar nu poate ajunge la marginea fântânii. Ce pot face fetele pentru a ieși de acolo? Cea mai înaltă dintre fete ar trebui să fie deasupra. Ea are brațe mai lungi și poate ajunge cu ușurință la marginea fântânii. Te pierzi în pădure în mijlocul iernii. Deodată vezi o cabană. E întuneric și frig înăuntru. Este doar o lumânare pe masă și un șemineu în colț. Scoți cutia de chibrituri și vezi că a mai rămas un singur băț. Ce a prins mai întâi? Bățul de chibrit, desigur. Era iarnă când un cuplu în vârstă a terminat de construit o casă nouă și drăguță. Soțul era responsabil de construcție, în timp ce soția era decoratorul autoproclamat. Casa era foarte frumoasă. Mândri, aceștia și-au invitat nepoții adolescenți să le vadă munca. Dar în decurs de o oră, un băiat și două fete au reușit să spargă mai multe ferestre. Ei au dărâmat și gardul, au mutat decorațiunile și au distrus acoperișul. Lucrul cel mai bizar, cuplul în vârstă nu părea să se fi supărat, doar au zâmbit uitându-se la adolescenți. Poți să-ți dai seama ce s-a întâmplat? Bunicii au făcut o casă din turtă dulce și și-au invitat nepoții să o mănânce. 5 costă 25 de dolari, iar 25, 50 de dolari. Dacă cumperi 255, vei plăti 75 de dolari. Ce cumperi și cât costă un produs? Cumperi cifră de pus pe ușă, iar o cifră costă 25 de dolari. Într-o dimineață ploioasă de luni, o mașină a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a plecat în viteză fără a se opri. Din fericire, femeia nu a fost grav rănită. Ea a reușit chiar și să descrie autovehiculul înainte să fie dusă la spital. Era o dubă verde. Accidentul s-a produs într-un oraș mic. Tocmai de aceea poliția și-a dat seama rapid că sunt doar trei astfel de mașini. Aceștia i-au găsit și i-au interogat pe toți proprietarii mașinilor. Gary a spus: sora mea a participat la un concert în alt oraș. Am dus-o până acolo și am așteptat-o până s-a terminat concertul. Apoi am adus-o înapoi. Angela a explicat că ea a fost ocupată cu niște treburi casnice: grădinărit, spălatul dubei și alte chestii de genul ăsta. Larry a spus că el a fost bolnav. Tocmai de aceea și-a petrecut întreaga zi în pat bând ceai fierbinte. Polițiștii și-au dat seama imediat cine mințea. Cine crezi că a fost? Era o zi ploioasă. Speli mașina și grădinărești când plouă? Nu e cea mai bună idee. Angela trebuie să fie cea care minte. Un bărbat se afla într-o clădire de 8 etaje când a izbucnit un incendiu. El a sărit pe fereastră, dar nu a pățit nimic. Cum este posibil? Bărbatul a sărit pe fereastra de la parter. Doi bărbați stau lângă un râu. Amândoi vor să ajungă pe malul opus. Dar barca poate transporta doar o singură persoană. Este vară și râul nu este înghețat. Și totuși reușesc să ajungă amândoi pe malul opus. Cum?
Ei se află pe maluri diferite ale râului. Un oraș avea o lege ciudată, toți bărbații care locuiau acolo trebuiau să fie bărbieriți. Dar niciun bărbat nu avea voie să se bărbierească singur. Singura persoană din oraș care îi putea bărbieri era un frizer de 40 de ani. Dar atunci cine bărbierea frizerul? Nu era nevoie, frizerul era o femeie. O mamă i-a promis fiului său că o să-i dea 60 de dolari pe oră dacă se spală pe mâini timp de 6 secunde înainte de fiecare masă. Fiul a făcut asta, iar mama i-a dat banii meritați. Dar băiatul s-a supărat. De ce? Deoarece a primit doar 10 cenți.